Îți vine să crezi că eu stau aici de 8-9 ani, deci nu știu chestia asta? Păi uite, e un început să cunoști. N-am nicio idee unde mergem. Nu știu, munte, mare, în apropiere, n-am nicio idee. Super frumos. E ok? Da, 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 da. A venit, a venit toamna. Ce tare. Spune ce părere ai. Eu, fii atent. Nu știu ce, îmi place mult. De ce? Fii atent, îți dau fix vibe-ul de familie. Nu știu, a? Mă simt ca acasă. Mă simt, te rog, te rog. Îți mulțumesc că știi. Mulțumesc că m-ai adus. Am sentimentul că s-a întâmplat fix cum a trebuit. Deci am venit, când am ajuns, a început să picure un picuț. Și na, noi urma să facem foc, să mâncăm și așa. Și dacă începea ploaia de atunci, nu puteam să facem asta. S-a oprit ploaia, deci toată natura, tot universul a fost fix pentru momentul ăla. Știi că Burlacu a plecat cu Alexa în afara Bucureștiului, nu? Da, ce te făceai dacă pleca cu Gabi? Bă, nu știu. Nu știu, nu pot să presupun că nu e emoția, știi? Era... Să-ți întreb altfel, ce te făceai dacă pleca cu Gabi și la un moment dat venea un val suspect și puternic de emoție? Era nasol. Umbra unui copac sau mai bine. Te rog. Ce pupăcios ești! Măi, sunt! Nici tu nu pari foarte... Stresat, da. Știi? Asta zic, nici tu nu pari prea în apele tale. Așa crezi? Kiki, tu love me. Wow! Eu mă simt fantastic de bine acum aici cu tine. Ești în elementul tău. Și... Împărtășesc și eu chestia asta pe care efectiv n-am trăit-o niciodată. Bine ne-am găsit. Pe bune, mi se pare wow. Bravo. A fost foarte interesant. O seară minunată în inima pădurii. De ce v-ați despărțit? Că nu știu cauza. Adică tu pare o fată care e greu să te desparți de, adică mi se pare... Dar să știi că n-am fost așa dintotdeauna. Cine te îndrăgește pe tine, știi, cine te îndrăgește pe tine, e un anumit tip de om, un anumit tip de băiat. Nu oricine. Da. Nu oricine se poate îndrăgosti de tine. Asta de e clar. Ce, nu sunt drăguță cu toată lumea? Nu există chestia asta, să știi. Nu există. Vrei să-ți povestesc cum s-a terminat? Adică cum n-a mai putea, fost? Ce vrei să știi? Și asta vreau, dar cum naiba n-a rămas cu tine? Pentru mine e un fenomen treaba asta. Odată ce iubești un om, n-ai cum să nu-l mai iubești. Asta nu există. Odată ce ți-a intrat un om în inimă, din inimă nu mai poți să-l scoți. Serios? Din inimă, pe omul ăla, nu mai poți să-l scoți. Inima ta se mărește destul de mare. N-ai idee. Uite, acum ce asta cu tine, pentru că mi se pare foarte tare ce spui. Nu te cred o secundă din ce spui. N-am, împărtășesc cu toate alte idei. Să știi că trebuie să ai credință. Dar nu cred. Nu cred, că am văzut niște chestii care nu mai pot să-mi le scot din minte și n-am cum să cred. Păi stai așa, că eu vorbeam despre inimă acum. De ce oamenii ajung să nu mai fie împreună? Ok, aici... Ok, deja... iubirea aia este acolo. Da, nu te mai înțelegi pe... că ăla e prea mult la muncă, că e prea plictisitor. Ascultă-mă puțin. Păi m-ai întrebat pe mine. Nu, ascultă-mă puțin. Continuă. Nu, o paranteză fac. Scuză-mă. Eviți răspunsul? Păi eu zic, tu mă oprești în ce zic. Ok, atunci am că... Păi așa o... mică povestiară. Nu să zic de ce m-am despărțit de băiatul ăsta. Ai văzut. Ai văzut. Da, ok, terminați ideea. Nu. Eu te-am întrebat doar dacă chestia asta e... Deci de ce, deci cum să mă iubească cineva și apoi să nu mai fim împreună? Păi m-am despărțit de el. Pentru că la un moment dat am avut o revelație. Deci eu, așa. Ideea e că stăteam tot timpul, dar odată ce petreci mult timp cu un om, deja omul ăla poate să înceapă să scoată din tine părți care tu... Ok. Evident că toți avem animal interior în noi, înțelegi? Clar. Ce e important e ce parte hrănești din tine. Și la un moment dat, frate, când se ajunge să se hrănească fiara foarte mult încât eu să-mi imaginez, adică să stau să mă uit și să-mi vine să-i dau una, știi, să... Pe tine să te ducă în
chestia aia în care să scoată animalul din tine e foarte greu, pentru că tu ești o fată fantastică și mi se pare foarte greu să ducă cineva în nivelul ăla. Adică trebuie să făcut ceva. Fix că am ajuns acolo, la nivelul ăla, mă ajută să fiu cine sunt eu acum. N-am mai făcut așa ceva, dar mi-am dorit foarte mult pentru Alexandra să împărtășim momentele astea împreună. Simt că ne-am conectat pe latura aia de credință, știi? Încă de la începutul emisiunii am simțit că noi suntem acolo oarecum conectați, ne plac aceleași lucruri, numai că le vedem cu totul diferit. Deși eu am fost cu ideea, 100% în treaba asta, eu îți mulțumesc. Mulțumesc. Ce bine că ești, ce mirare că sunt, două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se. De ce crezi că ai venit pe lume? Wow! Ce prostie era să zic acum. Zi-mă! Nu, n-am cum să zic, îți dai. N-am cum. Zi-mă la ureche, n-o să ne audă nimeni. O să-mi zic că nu-i sigur, dar nu-i audă. Că vezi că... În mod normal, știi, pui asta de întrebare. Nu știi ce spui, nu? Unde ești așa? Te cunosc pe tine. Oh my God! E... Dar nu e prostie. Dacă o simți, nu e. Nu și e. Și nu o simți? Nu cred. Ploaia ne-a lăsat să stăm aici și acum a zis, gata, încep. Ai nu văzut? Cred neapărat ce spui tu, genul ăla, deci păi, transmiți vezi, energia. Asta vă spun, uite-mă, spune-mi așa, mor de curiozitate. Nu muri. Fostul tău. Nu muri. Fostul tău, prieten, iubit, partener de viață. Nu contează, cum stai îi spui să zici tu? La microfon. A... Cum îți spunea? Cum te alinta? Sunt curios. Spune-mi te. Suții. Cum? Suții. Cred că mi-a zis de câteva ori așa. Suții. Hai să ne învârtim de două ori. Hai. Chiar și când ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Dar când aud muzica, mă omoară liniștea. Dansând cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta. Acum, ce trebuie să faci tu e să-mi explici ce trebuie făcut aici. Ok, astea... În primul rând, stai așa să mă descalți. În primul rând, descalță-te și aranjăm astea, le punem la și ți pui, uite, cum i-am pus eu pe ăștia aici. A, așa. A, deci nu afară. Nu, că-i plouă. Acolo, bravo. Așa. Așa, acum. Închidem nebunia asta. Dar unde sus? Păi, odată de aici. A, ok, ok. Băi, deci uite cum e, uite-te un pic, deci uite-te un pic. Băi, senzație. Înțelegi? Stai așa. Îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Pe bun. M-am făcut cocon și am dormit. În sfârșit am putut să dorm. Te-am cerut zilele trecute să mă adorm și pe mine. Dar ai făcut asta. Adică n-ai făcut-o concret, dar faza asta cu venitul la port aici m-a ajutat super mult. Pentru